Eu nu cunosc în detaliu dosarul domnului Renato Ussati, sunt raportor special pentru abuzul sistemului de Interpol și este cunoscut faptul că, din nefericire, și în Republica Moldova există cazuri în care sistemul face abuz de posibilitățile sistemului Interpol. Deci eu am verificat sistemul Interpol și am căutat posibilități pentru a evita ca anumite state să folosească sistematica Interpol, Red Notice, Diffusion, pentru a bloca politicieni în general de opoziție. Am auzit că și în cazul acestui președinte de partid de opoziție, Renato Ussati, s-ar putea să fie vorba de niște proceduri cu caracter politic. Eu personal nu am verificat acest caz, nu este datoria mea ca raportor, dar după ce vom decide astăzi raportul în plenul Comisiei Consiliului Europei, următorul an va fi folosit pentru a monitoriza evoluția în continuare și sunt convins că în acest context voi verifica și cazul Renato Ussati pentru a vedea dacă există această suspiciune de abuz de sistem. Mă îngrijorează faptul să aflu că Comisia pentru Datele de la Interpol, există suspiciunea să fie și această comisie sub controlul unor persoane care sunt în legătură cu abuzuri în acest sistem. Aceste suspiciuni eu încă nu le-am verificat, dar o să fac tot ce pot ca Interpolul să aibă niște organe, niște instituții care funcționează fără dubii și fără suspiciuni. În mod foarte clar, o persoană care face parte, care vine dintr-o țară care este obiectul unor investigații, această persoană sub nicio formă nu are voie să activeze în verificarea legalității acestor cazuri.